Această seară aș dori să deschidem Sfânta Scriptură și să ne apropiem de cuvântul Domnului care este pentru noi în această seară, în Isaia capitolul 61, și vă invit să ne ridicăm în picioare. Isaia capitolul 61, vom citi întregul capitol. Isaia 61. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească, în loc de cenușă, un undelem de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea, le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașilor printre popoare. Toți cei ce vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Amin. Lăudăm și binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru drag. Ne bucurăm să fim în acest loc în care putem să chemăm numele Tău și prezența Ta. Și te rog frumos, Doamne, avem nevoie de cuvânt din partea Ta, te rugăm să ne-l dăruiești. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru astfel de zile în care putem să celebrăm biruința Ta de la Golgota, să celebrăm că sângele Tău continuă să curățească, să mântuiască și astăzi. Lăudăm numele Tău, Doamne Iisuse, și îți mulțumesc frumos pentru rodul suferințelor Tale. Binecuvântăm numele Tău, Duhul Sfânt, și te rugăm frumos în această seară să treci pe la fiecare inimă. Și te rog frumos să vorbești după nevoia și înțelesul fiecăruia dintre noi. Și toată drag numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în mijlocul nostru în veci de veci. Amin. Ocupăm locurile. Când privim la ceea ce face Domnul în mijlocul nostru, este o mare bucurie, mare, mare bucurie. Ne bucurăm de cei care îmbracă haine albe, ne bucurăm de acest început al umblărilor împreună cu Domnul. Dar în seara aceasta aș vrea să mergem puțin mai departe, pentru că viața de credință nu se oprește la botez. Așa cum viața de căsătorie nu se oprește la nuntă. Așa cum nunta nu este totul, deși unii așa consideră și așa se comportă, ca și când nunta ar fi totul, investesc bani fără limită și fără cap, câte unii, Domnul Iisus să ne păzească, amin. Și ajungem să ne uităm
că anumite evenimente devin mai importante decât procesul în sine în ceea ce urmează. Dar viața de familie începe la nuntă și viața de credință începe la botez. Abia de aici încep, abia de aici pornesc lucrurile, abia de aici încep lucrurile să se desfășoare. Ne-am dorit ca lucrurile să se finalizeze cu un astfel de eveniment frumos, să zicem, gata, în regulă, nu o să-mi uit pe unul dintre prietenii noștri din biserică care a fost botezat într-unul dintre botezurile din biserică și la ceva vreme după nuntă, nu după foarte multă vreme, au zis, Adi, eu nu știu de ce m-a luat Domnul atunci, ci când m-a scos din apă, zice, să mă ia Domnul acasă și zice, scăpam de toate, era atât de bine. Unii așa și-ar dori să... Numai că viața frumoasă, dinamică, extraordinară cu Dumnezeu abia acum începe. Și în contextul acesta, uitându-mă la textul Scripturii, aș vrea să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, care e mandatul Domnului Iisus Hristos și implicit care este mandatul nostru și implicit mandatul vostru. Și în timp ce înțelegem care este mandatul Domnului Iisus Hristos, înțelegem ce ni se poate întâmpla și care sunt lucrurile prin care noi ca și creștini trecem după botez. Ce se întâmplă de fapt după botez? Și cum trebuie să abordăm anumite lucruri după botez? Și textul nostru care definește mandatul Domnului Iisus Hristos, o să vedem imediat din Luca 4, că textul acesta nu este un text doar din Vechiul Testament, ci este un text pe care Domnul Iisus Hristos și-l asumă, spunând că vorbește despre el. Începe în felul următor. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. În Luca capitolul 4, după ispitirea Domnului Iisus Hristos, Iisus merge în Galileea și ne spune în felul următor, Scriptura în Luca 4, după ispitire, suntem în versetul 14, spune așa. Iisus, plin de puterea Duhului. Da? Acum, aș vrea să înțelegeți, dacă nu-i puterea Duhului Sfânt peste voi, nu puteți faceți nimic. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de puterea Duhului, poate credeți că voi n-aveți nevoie, dar dacă El a avut nevoie de puterea Duhului, să știți că cu atât mai mult aveți nevoie voi și cu atât mai mult avem nevoie noi. Ne spune Scriptura că Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Și în momentul când Hristos se ridică ca să citească, îi se dă cartea prorocului Isaia. Ia surul cărții Isaia, îl deschide și a dat peste locul unde era scris. Și ascultați ce citește Domnul Iisus Hristos. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, ne spune Scriptura, a închis sulul, da, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Nu se vor împlini, ci astăzi s-au împlinit aceste cuvinte din Scriptură. Textul continuă mai departe și Domnul Iisus Hristos face câteva referințe la faptul că un proroc este primit în patria lui bine, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul și a venit foamea aceea, totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre văduvele din Israel, ci era o văduvă în Sarepta Sidonului. Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul dintre ei n-a fost curățat afară de Naaman și în momentul acela s-a declanșat ceva în sinagogă. Pentru că este ceva care are de-a face cu un duc de religiozitate
în momentul când ajungi să nu-L înțelegi pe Mântuitorul, pe Domnul. În momentul acela al religiozității, când tu crezi că dacă te-ai născut român, Dumnezeu n-are ce face decât să te mântuiască. Când dacă tu crezi că te-ai născut într-o familie de oameni credincioși, Dumnezeu nu are ce face decât să te mântuiască, să ducă în cer, indiferent ce faci. Că dacă ție ți se întâmplă ceva, Dumnezeu e obligat cumva să vină să-ți rezolve problema, să te vindece, să te libereze, să facă totul, pentru că tu ești dintre cei aleși. Și Domnul Iisus Hristos vine și punctează o realitate pe care o veți descoperi. E foarte important felul în care te apropii de Dumnezeu după botez. Când te apropii de Dumnezeu, trebuie să te apropii știind că, de fapt, El este stăpânul și noi suntem slujitori, noi suntem robii. Pentru că o astfel de abordare deschide canalul de comunicare cu Dumnezeu. Acolo unde nu este smerenia aceasta, acest canal se înfundă și în loc să vină binecuvântări, binecuvântările sunt oprite. Dar nu puteți să despui un astfel de adevăr evreilor. În consecință, în momentul când Domnul Iisus Hristos punctează că au fost multe văduve în Israel, dar cea din Sarepta Sidonului a primit ce trebuie să primească, că au fost mulți leproși în Israel, dar Naaman sirianul a fost curățit, oamenii aceștia, când au auzit lucrurile acestea, s-au umplut de mânie, cum adică nu noi, noi ăștia din biserică, cum adică nu noi, cum adică unul din afară, s-au sculat, l-au scos din cetate, l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era rezidă cetatea lor ca să-l arunce în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Atunci când cuvântul viu este proclamat, el produce două reacții. O reacție de transformare și schimbare și o reacție de ură de-a dreptul. Domnul Iisus Hristos stă în fața evreilor și stă în fața noastră și începe să desfacă mandatul pe care El îl are pentru această omenire și în această omenire. Și spune în felul următor, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Vreau să resubliniez lucrul acesta. Duhul Sfânt era peste Iisus Hristos, avea Duhul fără măsură. Viața creștină fără Duhul Sfânt este o contradicție în termen. Nu există, de fapt, viață creștină fără Duhul Sfânt. Pentru că acolo unde Duhul Sfânt lipsește, este moarte. Dacă este moarte, nu poate să fie viață, indiferent că o numești creștină sau de orice alt fel. Viață în afara Duhului Sfânt nu există. De aceea Domnul Iisus Hristos, în momentul când vorbește despre mandatul pe care îl are pe acest pământ, reiterează că Duhul Sfânt este peste El, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine și apoi vine ungerea. Pentru că după ce ai înțeles nevoia prezenței Duhului Sfânt, Duhul Sfânt aduce cu sine ceea ce se numește ungere. Ungerea aceasta vine și aduce mandat în viața noastră de credincioși. Voi aveți o ungere, aveți un mandat. Putem să discutăm despre ungerea legată de mântuire și înțelegerea Scripturii, asta o altă dată, dar mergem mai departe despre această ungere pe care Duhul Domnului aduce peste Domnul Iisus Hristos și o aduce peste cei care îl urmează pe Iisus Hristos. Și ascultați care este această ungere. M-a uns, Duhul Domnului m-a uns și vine mandatul lui Iisus Hristos care, în momentul când îl urmezi pe Iisus Hristos, mandatul lui Iisus Hristos devine și mandatul nostru, mandatul bisericii. M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. Sau ca să luăm din Luca, capitolul 4, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Să te duci și să duci vești bune celor nenorociți. În momentul în care te-ai întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu, când te-ai întâlnit cu mandatul pe care Hristos îl are, mandatul acesta este un mandat în care nu ai voie să te uiți la fața oamenilor. De aceea, apariția creștinismului pe acest pământ a schimbat foarte multe în mințile oamenilor.
Dacă până atunci conta să fii un om mândru, dacă până atunci era impresionant să fii un om mândru și căutau oamenii să fie mândri, apariția creștinismului, apariția lui Iisus Hristos pe acest pământ și a creștinismului apoi, a făcut ca dintr-o dată smerenia să fie o virtute și să conteze. Oamenii au ajuns să iubească pe oamenii care sunt smeriți. Pentru că încet, încet, în această omenire, am început să ne uităm și să vedem că oamenii care sunt sărmani, oamenii care sunt nenorociți, au nevoie ca noi să ne apropiem de ei. În momentul când Biserica lui Iisus Hristos, sau oameni din Biserica lui Iisus Hristos, încep să se uite la mandatele lor și în cadrul mandatului pe care l-au de la Dumnezeu, zic, apoi eu nu mă duc să vorbesc cu din ăștia. A, eu nu vreau să am de-a face cu din ăia. Eu vreau să am de-a face cu din ăștia. Eu trebuie să mă duc și să vorbesc celor din Parlament. Eu trebuie să vorbesc oamenilor de afaceri, numai cu ăia și cu ăia. E foarte probabil să ai un astfel de mandat și există astfel de mandate, fără nicio discuție. Numai că dacă acest mandat pe care îl ai te face să nu mai poți să vorbești cu oamenii sărmani, te face să nu mai simți pentru cel care nu are ce să mănânce, te face să te uiți spre cei de la pata râd cu o atitudine superioară, când te uiți de sus în jos la oameni, în momentul acela trebuie să știi că ai ratat mandatul pe care Dumnezeu de fapt ți l-a dat ca și creștin după ce te-ai botezat. Duhul Domnului este peste mine și m-a uns să duc vești bune celor nenorociți, sau, ca să citim din Luca, m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Am înțeles cu ani în urmă că mandatul de a avea grijă de sărmani, de săraci, nu a fost dat unei organizații umanitare, ci mandatul de a avea grijă de oamenii sărmani, săraci, a fost dat Bisericii lui Iisus Hristos. Și cine crede în Iisus Hristos și urmează pe Iisus Hristos, trebuie să fie parte din acest mandat, din această ungere. Dar textul continuă. M-a uns să duc vești bune celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită. Să-i vindec pe cei cu inima zdrobită sau m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Textul din Luca, capitolul 4. Și aici începem să intrăm în adâncimile textului nostru și a chemării pe care Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. În momentul când ne apropiem de viața de credință, viața de credință este complexă. Și problema este că foarte mulți oameni au rămas conectați cu botezul exact așa ca unele familii care au rămas conectate cu ziua nunții. Și îți poți tu imagina o familie din aia care toată ziua bună ziua ajunge acasă de la servici, dă drumul la video de la nuntă și se uită la poze, știi? Și după, în fiecare zi tot asta face, după 10 ani tot asta face, după 20 de ani tot asta, la 30 de ani de la căsătorie tot asta fac, uite ce tineri eram, uite ce frumos eram, vai, vai cum a trecut timpul, vai cum a trecut viața pe lângă noi, vai ce bine ne-a fost atunci, vai cum ne iubeam atunci, vai, oh, cum a fost luna de miere, vai ce... Nu știu dacă vă puteți imagina o astfel de viață, pare că o astfel de familie n-ar fi foarte serioasă. În momentul când începe viața de familie, lucrurile s-ar putea la un moment dat să o ia un pic razna, dar tu ai un mandat acolo ca să rămâi împreună și să rezolvi lucrurile ca lucrurile să poată să fie duse până la capăt. În momentul când ai intrat în Biserica lui Iisus Hristos și ai trecut prin botez, din momentul acela, să nu te aștepți la un drum cu flori. În momentul acela încep să apară tot soiul de lucruri în jurul tău care să te facă să te oprești, care să te facă să pleci de acolo, care să te facă să fii dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Domnul Iisus Hristos, mandatul Domnului Iisus Hristos aduce un mandat asupra bisericii pe trei nivele.
Un mandat de care știm și pe care tot predicăm în biserica noastră și în bisericile evanghelice este mandatul acesta al ucenicizării sau mandatul răstignirii firii pământești ale pădării de sine. Și predicăm foarte mult în zona aceasta. Trebuie să facem ucenici și facem ucenici și facem ucenici. Răstignirea firii pământești și lepădarea de sine și vorbim foarte mult pe tema asta. Problema este în momentul în care ești abuzat emoțional. Momentul în care ai un părinte care te controlează într-un mod nesănătos. Ca să folosim un eufemism. În momentul când ai un părinte care e religios și care vorbește despre condamnare ca și când ar fi trăit în iad și a venit de acolo și tot îți spune ce se întâmplă în iad dacă... Când ai experimentat bullying, când ai fost acuzat de lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată, când au fost rostite cuvinte negative peste tine, când ai fost abuzat fizic, când ai început să auzi bârfele care se spun despre tine, când ai trecut printr-o relație care s-a rupt, când ți-ai pierdut locul de muncă, când un copil a murit, o rudă apropiată sau părintele, când ai avut un accident, accident de mașină sau un alt tip de accident care te-a pus în spital. Și în astfel de momente, te duci la Hristos și te duci la un om care a fost abuzat sau un om care au fost rostite de către părinte în autoritate peste el tot felul de cuvinte și îi spui, știi, trebuie să-ți răstignești firea pământească. Și îi spune, mi-au răstignit-o tata, e nu mai trebuie să mi-o răstignească nimeni vreodată. Știi, tu trebuie să... Tu trebuie să te ucenicizăm și să... Da, să ucenicizați și ziceți, dispus să fiu ucenicizat și citesc Biblia și totul în regulă, dar am apăsare peste mine. Dumnezeu poate să-ți ia apăsarea. Amin, amin, amin. M-a rugat, dar nu mi-o luat-o. Și nu mă înțeleg cu soția, nu mă înțeleg cu soțul. Și te duci acolo și faci consiliere și discuți și pleci de acolo și când te torci înapoi e aceea situație. Și le spui, știi, tu trebuie să te pocăiești. Ne pocăim, ne pocăim. Trebuie să citiți din Biblie ce citim din Biblie. Trebuie să faceți cutare, facem tot ce ni se spune, facem. Dar peste câteva săptămâni suntem înapoi în aceea situație. Viața de credință nu este limitată la răstignirea firii pământești și la lepădarea de sine. Pentru că dacă am limita viața de credință la asta, mandatul lui Iisus Hristos nu are niciun rost, nici în Isaia 61 și absolut în Luca capitolul 4. Hristos deci le spune în felul următor, că a fost trimis, a primit ungere ca să vindece pe cei cu inima zdrobită. În momentul când intri în biserica lui Iisus Hristos, unul dintre lucrurile pe care Hristos le face cu voi, este că începe un proces de ucenicizare, de pădare de sine și așa mai departe, răstignirea firii pământești, apoi un al doilea proces de vindecare, de vindecare a inimii zdrobite. Când m-am uitat în ebraică, cuvântul acesta, inimă zdrobită, e așa de interesant, el m-a trimis să vindec pe cei cu inima și cuvântul acolo, inima făcută țăndări, sfărmată, toată ruptă, ruptă. Și sunt unii care intră în biserica lui Iisus Hristos și cu inima ruptă direct de dinainte. Alții își încasează ruperea inimii după ce intră în biserică. Câteodată n-au nimic de-a face cu biserica, altădată are de-a face cu biserica, altădată se întâmplă în afară atacuri, abuzuri și așa mai departe din ceea ce se întâmplă în afară. Trebuie să avem grijă sfaturile pe care le dăm.
Pentru că degeaba vorbești unui om abuzat despre răstignirea firii pământești și lepădare de sine, pentru că el are nevoie de altceva. Și mandatul lui Iisus Hristos este clar, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. În momentul în care ne uităm la această ungere pe care Hristos o are, trebuie să înțelegem adâncimile a ceea ce se întâmplă și această ungere este ungere de vindecare interioară. Credincioșii nu au nevoie doar de lepădare de sine și răstignirea firii pământești, ci credincioșii au nevoie de vindecare interioară. De puține ori mi-a fost dat să văd oameni care să nu aibă nevoie de vindecare interioară. Există și astfel de oameni, m-am crezut unul dintre ei, am crezut că nu am nevoie de așa ceva, am crescut într-o familie, i-am spus, perfectă, într-o biserică absolut perfectă, am avut o viață absolut perfectă. Și când niște prieteni dragi care aveau de la Domnul, mi-au spus, tu ai nevoie să-ți rezolvi niște probleme acolo în interior. Am uitat așa finuț la ei, i-am stat în pace să vorbească și am știut ce am gândit în mintea mea. Eu, viața mea e perfectă, n-am avut nevoie, eu nu sunt rănit pe nicăieri, am o viață perfectă. Și Apocalipsa 3:20 ne spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pentru că inclusiv când ai răni ale sufletului, trebuie să poți să auzi că ai răni ale sufletului și să poți să lași pe Iisus Hristos să intre acolo și să le aducă la lumină. Și aduc aminte că am avut personal o astfel de zi în care a zis, Doamne, eu nu știu dacă am astfel de răni, probleme. Dar cumva, eu mă duc înainte, păi... Dar am deschis ușa, am auzit bătaia și am deschis ușa. Și au urmat luni de zile în care Duhul Domnului a început să-mi aducă tot felul de elemente din viața mea și să-mi aducă aminte tot felul de evenimente care s-au întâmplat în viața mea și să ajung să mă chircesc sub anumite amintiri pentru că Domnul a început să producă și să aducă acolo ceea ce numai El poate să facă, și anume vindecarea interioară, să vindece pe cei care sunt cu inima zdrobită. Și m-am gândit dacă eu, care consideram despre mine că viața mea a fost perfectă, o familie perfectă, o biserică perfectă, am avut nevoie atât de adânc de vindecare, m-am gândit doar ce se întâmplă cu cei care vin și îți explică și îți spun, nu vreau să am astfel de biserică, nu vreau să am astfel de familie, nu vreau să am astfel de părinți, tu nu știi în ce am trăit eu, tu nu știi ce mi s-a întâmplat la școală, tu nu știi ce mi s-a întâmplat la servici, ce se întâmplă cu astfel de oameni, ce îi sfătuiești? Îi sfătuiești să-și răstignească firea pământească, să se lepede de sine, să se ucenicizeze? Sau îi duci în prezența lui Iisus Hristos care vindecă pe cei cu inima zdrobită? Și de important că atunci când nu înțelegi ce se întâmplă, să poți să te duci în prezența lui Iisus Hristos și să deschizi ușa și să zici, Doamne, nu știu ce-i cu mine, dar îmi deschid ușa și te rog frumos să intri și să stai la masă cu mine, pentru că eu nu mai scot la capăt. În momentul când ai trecut prin tot felul de evenimente din trecut, dar poate nu-ți mai aduci aminte de evenimente, pentru că unul dintre lucrurile pe care Hristos le-a așezat în noi este darul acesta al uitării, este o uitare parțială, evenimentele se șterg exact așa cum se șterg informații de pe hard disk, ele nu se șterg sector cu sector, ci se șterg din sectorul zero, transmițând informații softului care caută că acea informație nu mai este acolo, dar informația există acolo. De multe ori noi credem și nu ne mai aducem aminte și când stăm de vorbă cu oameni care nu-și mai aduc aminte de perioade din viața lor, nu e altceva decât datorită faptului că au fost răni acolo atât de adânci încât creierul, ca să putem să rezistăm și să nu murim, ajunge să dea comandă de delete. Disocierea a sufletului, frângerea sufletului atunci când se produc evenimente tulburătoare.
Ce facem în momentele acelea? Cum ne raportăm noi la ele? Cum ne raportăm la cei care trec prin astfel de evenimente în jurul nostru, noi ca și Biserica lui Iisus Hristos? Mandatul lui Iisus Hristos, ne spune Scriptura, este de a vindeca pe cei cu inima zdrobită. De a vindeca pe cei cu inima zdrobită. Dacă inima ta este zdrobită, și când vorbim despre inimă, în ebraică, în cuvântul care este folosit aici, nu este altceva acolo decât tot ceea ce înseamnă interiorul ființei umane. Tot ceea ce este acolo, interiorul, este sufletul, este ceea ce simți, sunt sentimentele, sunt emoțiile. Îs parte din ceea ce se definește aici ca fiind inima. Când este o frângere acolo, în principal rana aceasta a sufletului produce blocaje spirituale. Și sunt oameni care sunt blocați spiritual și nu știu de ce. Sunt oameni care ajung să facă anumite lucruri și nu știu de ce. Pentru că creierul nostru funcționează în felul următor. Lucrurile care ni se întâmplă, prima dată le stocăm la nivelul creierului, la nivelul conștient. Și la nivelul conștient începem să rulăm, să rulăm, să rulăm gânduri și evenimente și gânduri și evenimente și gânduri și evenimente. Dar la un moment dat creierul nostru, ca să poată merge mai departe, transferă o parte din aceste gânduri, le transferă în subconștient. Și întăriturile despre care Biblia vorbește, că noi putem să surpăm întăriturile, aceste întărituri, sunt de două feluri. Sunt întărituri la nivel conștient și știm că avem cu ceva cu ce ne luptăm, dar sunt întărituri la nivelul subconștientului. Pentru că sunt generate de evenimentele și gândurile pe care tot timpul le-am pasat în spate, le-am pasat în spate. Și acolo în spate, în subconștientul nostru, s-au generat întărituri. Și ești liniștit, ți-i zice cineva ceva și tu sari. Și în momentul ăla se uită cel de lângă tine și zice, dar ce am zis așa de grav? Păi, nu știu nici eu. Și asta e una dintre ele. Și pot să dau exemple și exemple și exemple și exemple și exemple. Și ajungi să faci niște lucruri pe care nu mai înțelegi de ce le faci. Și zici, oh, tu trebuie să te pocăiești. Și mă pocăiesc. Mă duc la biserică și mă pocăiesc. Și ce Domnul să mă ierte. Numai că trebuie să vedem dacă nu cumva noi ajungem să tratăm în diverse situații, să tratăm efectul și nu cauza. Pentru că în anumite circumstanțe problema nu este problema păcatului, ci inclusiv păcatul ajunge să fie un efect al unei alte cauze. Psihologii tot spun destul de mult și am auzit în diverse situații spun că orice durere cere o plăcere. Când te duci la frigider și mănânci și știi că n-ar trebui să mănânci, când te duci și dai drumul la un film la care știi că n-ar trebui să te uiți, când faci anumite lucruri pe care știi că nu ar trebui să le faci, dar le faci, s-ar putea să fie o durere din spate, o inimă care este frântă, ceva s-a întâmplat și te duci să-ți rezolvi problema mâncând sau uitându-te la un film sau făcând ceva acolo, pentru că tu nu ți-ai rezolvat problema, tu nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos care vindecă inima. Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos care îți iartă păcatul. Dar mandatul lui Iisus Hristos pe acest pământ este extrem de complex. Un Dumnezeu complex are un mandat complex. Un Dumnezeu complex face o ființă umană complexă. A venit să-ți ierte păcatul, dar ne spune Scriptura, dragii mei, în Isaia 61, și Iisus Hristos se duce în fața Nazaretului, a sinagogii din Nazaret, și vine și își reiterează mandatul că a venit să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. Sunteți unii dintre voi în seara asta aici care nu aveți nevoie să vă pocăiți, ci aveți nevoie să fiți vindecați de Iisus Hristos. Că probabil unii dintre voi v-ați pocăit și v-ați repocăit și v-ați repocăit, încât unii v-ați săturat deja să vă repocăiți, pentru că știți că vă repocăiți, tot acolo ajungeți să cădeți și nu v-ați gândit că s-ar putea să fie undeva o rană care are nevoie de același Iisus Hristos. Numai că, atenție, rănile nu se pot nici uceniciza, nici exorciza. Sunt câte unii care exorcizează răni. Sunt unii care ucenicizează răni. Rănile trebuie să fie vindecate. Rănile trebuie să fie vindecate.
sufletele care sunt frânte trebuie să fie vindecate. Sufletele care sunt rupte trebuie să fie reîntregite. Pentru că ne spune Scriptura că trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru să fie păstrate, cum? Întregi! Până la venirea lui Iisus Hristos. Și acolo unde sunt răni, du-te la același Iisus Hristos care ți-a iertat păcatele și cere ca să-ți vindece rana sufletului. Eu am venit ca oile mele, spune Iisus Hristos, să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa că începe să îți identifici anumite elemente care să te facă să te duci la Iisus și pentru vindecare, nu doar pentru iertare. Așa cum te duci la Iisus și te rogi să-ți dea pâinea cea de toate zilele, cere în baza mandatului pe care El îl are să-ți dea vindecarea sufletului. Suflet înseamnă minte, înseamnă emoții, înseamnă sentimente, înseamnă voință. Când simți că nu mai ai voință să te rogi, când simți că voința ta aproape că te face să rămâi acasă, nu o să vii la biserică, când vezi că voința ta e greu de convins să citească Scriptura, poate e un păcat acolo pe care nu l-ai mărturisit, poate e ceva de care nu te-ai pocăit, dar dacă ți-ai mărturisit păcatele, dacă te-ai pocăit de lucrurile rele pe care le-ai făcut, de păcatele tale, poate e o rană acolo. Poate e o rană. Poate lucrurile s-au întâmplat în casa ta, poate lucrurile s-au întâmplat la jobul tău, poate lucrurile s-au întâmplat la școală, poate lucrurile s-au întâmplat în... Aș vrea să vă dau nenumărate exemple, nenumărate exemple. Dați-mi voi totuși să vă dau unul dintre ele. După una dintre taberele de Young Professional s-a venit cineva într-o altă zonă a țării. Și una dintre întrebările pe care i-am pus, am zis, unde ești membru, în ce biserică ești membru? Și mi-a spus, zice, nu știu acum, pentru că schimb destul de des bisericile. Și cât de des schimb bisericile? Maxim stau într-una cam un an de zile. Ai, ai. E, aici poți să acuz că ești, nu-i bine relația ta cu Domnul, nu-i... Numai că încet, încet încerci să înțelegi că lucrurile sunt mai adânci decât atâta. În fața mea să te ia cineva care iubea pe Iisus Hristos, se ancora în Iisus Hristos și n-am simțit că acolo e o problemă și am început să discutăm. Am început să-mi povestească momentul în care se întâlnise cu Iisus Hristos în urmă cu vreo 15 ani. Și a intrat în biserica respectivă dintr-un oraș, din altă parte a țării, și la scurtă vreme după ce a intrat în biserică și a început să funcționeze în biserica respectivă, unul dintre liderii principali ai bisericii s-a uitat la ea într-o discuție oarecare, ceva se întâmplase acolo, și i-a spus, tu ești oaia neagră a bisericii. Și a început, a continuat mai departe și am zis, stai, stop, i-am întors înapoi, ce ai zis? Și se oprește și zice, nu știu de ce s-a zis chestia asta. Zice, n-am mai zis-o la nimeni, nu știu ce am zis-o. Sau ce oricum are importanță? Și zic, stai, stop, întoarce înapoi. Întotdeauna când este un climat al prezenței Duhului Sfânt, Duhul Sfânt scoate la lumină lucrurile adânci ascunse. Și am zis, dacă tu ai scos din 15 ani un element, înseamnă că elementul acesta este un element care te doare și dacă te doare, înseamnă că ceva s-a întâmplat în inima ta și acolo e nevoie de vindecarea lui Iisus Hristos. Și i-am început să povestească și am spus ce are de făcut. I-am spus că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă este trebuie să anuleze ceea ce s-a spus peste viața ei, pentru că ea a primit cuvintele acelea peste viața ei și ea se comportă exact ca oaie neagră. Știți ce face oaie neagră într-o turmă de oi albe? Știți ce face? Iese în evidență și nu-i place. Și zice, mă duc de aici. Mă duc să-mi caut altă turmă, poate mai găsesc pe cineva ca mine. S-a dus în altă turmă și după câteva luni bun e stat în altă turmă, zice, eu sunt neagră, aici sunt albe, mă duc în altă turmă. Și schimba turmele una după alta, pentru că era o etichetă pe viața ei, pe care o primise, că ea e oaia neagră. Și a zis, e vremea ca să faci două lucruri. Unul la mână trebuie să anulezi ce s-a spus.
Să cer Domnul Iisus Hristos să rupă efectul acelor cuvinte de peste viața ta. Și doi la mână lucru pe care trebuie să-l faci: tu trebuie să ierți pe cel care a spus un astfel de lucru peste tine. Și nici nu m-am gândit vreodată că trebuie să-l iert. De-a zic, în Scriptură, dacă nu spune că trebuie să iertăm celor care ne-au greșit, de ce nu m-am gândit că trebuie să-l iert? Că m-am gândit că poate știe el ceva sau... Indiferent ce știe, ce nu știe, pe tine te-a rănit o astfel de afirmație. Și când afirmația te rănește, și acum aș vrea să mă ascultați cu atenție, în momentul în care cineva rostește ceva peste tine și spune ceva care te doare în momentul acela, unul dintre elementele pe care noi ca și credincioși le aducem, și asta o să fie și ispita pe care o să o aveți, pentru că acum sunteți ai Domnului Iisus. Și cine e a Domnului Iisus, când cineva îi zice ceva rău, are o ispită. Și ispita știți care îi? Ispita e să-i găsești circumstanțe atenuante celui care a zis ceva rău despre tine. O zis ceva și tu zici, mă, săracul și el, mă, uite, e greu. O trecut și el prin vremuri grele în viață, e complicat, dar îl înțeleg de ce o zis așa și te duci mai departe. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă pentru sufletul nostru, pentru inima noastră, când acordăm circumstanțe atenuante cuiva care ne-a rănit. Este echivalentul anesteziei la nivelul trupului. Când tu acorzi circumstanțe atenuante unei persoane care ți-a vorbit urât și a rostit cuvinte peste tine și te-a făcut să plângi și tu în mintea ta îți rezolvi problema acordând circumstanțe, înțelegându-l pe omul acela, este exact efectul anesteziei. Adică te tai la deget, țâșnește sângele și tu, în loc să te duci la medic să te vindeci, te duci și ții un anestezic foarte puternic și îl aplici acolo. Și în momentul așa simți o eliberare și zici, nu mă mai doare. Mă spuneți-mi, vă rog frumos, ce se întâmplă cu persoana care s-a tăiat, curge sânge, a fost anesteziată, dar nu vindecată. Ce se întâmplă cu persoana respectivă? Moare. Mulțumesc frumos. Exact la fel se întâmplă la nivelul sufletului. Când cineva spune ceva și tu încerci să-l înțelegi și să-l justifici pentru ce ți-a făcut, este efectul anesteziei și sufletul tău sângeriază, dar pe tine nu te mai doare. Și ascultați cum se transferă la nivelul minții noastre acest element. Se transferă crezând că l-a iertat. Și ajung să întreb, dar auzi, dacă ți-a făcut persoana respectivă chestia, zic, tu l-ai iertat? Și zice, da. Și m-am învățat să pun întrebarea întotdeauna repede după, cum l-a iertat? De cele mai multe ori răspunsul, zice, pe el înțeleg, zice, și eu dacă eram în situația lui, ziceam la fel. Și eu, dacă eram în situația ei, făceam la fel, același lucru. Zic, asta nu înseamnă că l-a iertat, asta nu înseamnă că te-ai anesteziat. Vă rog frumos să-mi spuneți unde se găsește în Biblie că dacă cineva te rănește, te jignește, tu trebuie să-l înțelegi. Unde scrie în Biblie treaba asta? Pentru că eu am să vă arăt că în Biblie spune că dacă cineva te rănește, tu trebuie să-l ierți. Elementul esențial și principal după ce tu ai fost rănit este elementul iertării și nu a înțelegerii celui care te-a rănit. Hristos pe cruce, dragii mei, înainte să rostească înțelegere peste ucigașii lui și să spună ăștia nu știu ce fac, pentru că asta era elementul înțelegerii, Iisus Hristos rostește primată iertare. Uitați-vă cu grijă la Iisus Hristos, El nu inversează lucrurile. El nu zice, ei, înțeleg, no, atâta pot. În consecință iert. Nu. Și zice, tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Întotdeauna îi iertarea și apoi înțelegerea. Pentru că dacă este invers, este anestezic. Și tu nu ai voie să pui anestezic peste suflet, ci tu trebuie să te duci să fii vindecat. Să fii vindecat. Hristos vine și spune că mandatul pe care îl are sub ungerea Duhului Sfânt este mandatul de a vindeca pe cei cu inima zdrobită. Inimile zdrobite din biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie vindecate în aceeași măsură în care trebuie să fie ucenicizate.
Ai nevoie de vindecare și ai nevoie de ucenicizare. Sunt două dintre elementele principale, trei acolo, de care are nevoie orice ființă umană. Ai nevoie de ucenicizare, care înseamnă răstignirea firii pământești, înseamnă celelalte lucruri, dar ai nevoie ca să fii vindecat de Iisus Hristos, care a murit la cruce pentru tine. De aceea, în momentul când ceva te doare în interior, du-te la Iisus și începe să ierți. Între elementele esențiale pe care le-am înțeles din Scriptură, ca element al vindecării interioare a ceea ce se întâmplă în noi, este elementul acesta atât de greu pe de o parte și atât de ușor pe de altă parte, cu efecte atât de adânci asupra ființei umane, elementul acesta al iertării. O iertare care se face corect, o iertare care nu se face sub anestezic, o iertare care se face aducând la lumină ce s-a întâmplat acolo, o iertare care se face rostind cuvântul iertare peste fiecare lucru care te-a rănit, peste fiecare lucru care ți s-a întâmplat, peste fiecare lucru pe care l-ai simțit, peste fiecare lucru pe care l-ai așteptat de la persoana respectivă, rostind iertare, rugând prezența lui Iisus Hristos să coboare acolo și rostind iertare peste persoana respectivă. Hristos începe să aducă vindecare. Vindecare. Vindecare interioară. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fiți oamenii care să știți să vă lăsați vindecați de Iisus. Care să știți să lăsați și să cereți ca Duhul Sfânt să vă identifice rănile și să puteți să primiți vindecarea lui Iisus Hristos, pentru că mandatul lui este și pentru voi. Și apoi să deveniți acei oameni care știu să ducă acest mandat mai departe. Pentru că lumea aceasta are nevoie de oameni nu doar care să știe să spună ești păcătos, să te pocăiești, ci și de oameni care să știe să spună undeva la tine acolo este o rană și tu ai nevoie ca să fii vindecat de Iisus Hristos. Iisus Hristos te poate vindeca și îți poate vindeca sufletul. Așa cum Iisus Hristos îți poate ierta păcatele, El îți poate vindeca sufletul. Și Dumnezeu poate să facă asta cu tine. Un om care este vindecat în sufletul lui este un om care se ridică și poate să-L mărturisească pe Iisus. Este un om care se poate duce până la marginile pământului. Uitați-vă, dragii mei, la mandatul pe care îl are Iisus Hristos în momentul în care înviază dintre cei morți. Iisus Hristos, dragii mei, petrece încă 40 de zile pe pământul acesta. Știți de ce? Pentru că trebuiau rezolvate acolo niște răni ale ucenicilor. Iisus nu se mai întâlnește cu ceilalți, nu se mai arată marilor preoți, nu are nimic de a face cu ceilalți decât cu ucenicii lui și se duce rând pe rând și ia pe rând și răspunde celor mai mari dureri ale lor. Durerea lui Toma, știți care a fost? Doamne, eu am crezut ceva chestii despre tine, am știut că o să fii, că o să faci, că o să așa mai departe, am aflat că ai fi înviat, dar Doamne, eu nu pot să cred treaba asta, nu pot să cred că tu ai înviat până nu pun mâna, pentru că eu am avut niște așteptări de la tine și tu nu mi le-ai împlinit, am crezut că tu o să fii și o să faci. M-am aflat că ai fi înviat, dar Doamne, eu nu cred. Și vine Iisus Hristos, zice Toma, haide încoace. Haide și pune mâna, haide și atinge. Și Toma, nu mai fi necredincios, ci fi credincios. Se duce la Petru și îi merge pe malul mării și stă acolo și pregătește peștele și pregătește mâncarea și vine Petru și e acolo acea întâlnire în care Petru se aștepta să-și o încaseze și Iisus Hristos, cel de care se lepădase Petru, se uită la Petru și spune, Petru, mă iubești tu pe mine? Deci ceva s-a rupt în momentul acela, acolo. Și Petru zice, te iubesc, Doamne, cum să nu au ceva întrebare? Aștepta să zice altceva, dar cum să nu te iubesc, Doamne? Doamne, Petru, mă iubești? Petru, mă iubești? Și de trei ori, până când se produce ceea ce trebuia să producă acolo și încet, încet vezi vindecați unul după altul, pentru că Iisus Hristos este interesat de ceea ce se întâmplă în adâncul sufletului tău, la fel cât de interesat este ca păcatele tale să fie iertate. Pentru că în momentul când sufletul tău este rupt,
Diavolul va veni să te servească. Și va veni să te servească cu mânghietori falși. Și va veni să te servească cu învățătură falsă. Și va veni să te servească cu tot felul de surogați pe care să iai și să-i primești. Și tu când i-ai luat și i-ai primit, te duci acolo și începi să te îndepărtezi de Iisus. Dar Dumnezeu te vrea iertat și te vrea vindecat. Pentru că ești iubit. Și când iubești pe cineva, când îl vezi rănit, te duci acolo și stai lângă persoana respectivă până te asiguri că rana aceea din interior se vindecă și lacrimile se uscă și apare din nou zâmbetul pe buze. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Aș vrea să te invit să-L chem pe Iisus Hristos să fie vindecătorul tău. Dimineața s-a vorbit despre Iisus, Mântuitorul. Și astăzi același Iisus, Mântuitorul, este Iisus, Vindecătorul. Iisus care are rezolvare pentru rana sufletului tău. Am să fac și eu o rugăciune pentru noi. Dar Iisus bate la ușa inimii tale personale și El spune că dacă i-auzi glasul și deschizi ușa, El intră și cinează cu tine. Poate o să-ți aduci aminte și o să-ți aducă Duhul Domnului aminte de oameni pe care trebuie să ierți, iartă în seara asta. Poate sunt lucruri pe care le-ai făcut și trebuie tu să-ți ceri iertare. Rezolvă în seara asta. Poate că ți-e complicat să stai cu tine pentru că tu știi că Dumnezeu te-a iertat, dar tu nu te poți ierta. Rezolvă în seara asta. Doamne Iisuse, laud și binecuvintez numele Tău. Îți mulțumesc frumos pentru că ai venit pe acest pământ având un mandat divin. Îți mulțumesc că ai venit și ai luat păcatele noastre. Te-ai încărcat cu păcatele noastre acolo la Golgota. Îți mulțumesc frumos că ai venit să ne ierți păcatele, ca să ne poți duce în slavă pentru totdeauna. Îți mulțumesc frumos că iertarea ta ne dă identitate nouă, că suntem copiii cerului, că suntem frați cu tine, Doamne Iisuse, tu ești fratele mai mare și noi suntem împreună în familia ta. Doamne, lăudat și binecuvântat să fie numele Tău. Dar îți mulțumesc frumos că ne-ai iubit atât de mult încât ne-ai spus că ai venit să-i vindeci pe cei cu inima zdrobită. Și te rog, Duhule Sfânt, în aceste clipe, coboară peste noi. Și te rog frumos să aduci lumina prezenței lui Iisus Hristos. Și acolo unde sunt răni ale sufletului, acolo unde sunt suflete zdrobite, acolo unde sunt voințe frânte care nu se mai pot ridica, acolo unde inimile sunt disecate de-a dreptul de rănile făcute de cei din jur, te rog în aceste momente, Doamne Iisuse, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să vindece. Dacă sunt oameni care trebuie să fie vindecați, dă-ne puterea trebuie să fie iertați, dă-ne puterea să iertăm. Dacă sunt lucruri de care trebuie să ne cerem iertare, dă-ne puterea să facem asta. Te chem, Duhule Sfânt, peste noi. Te chem, Duhule Sfânt, peste Biserica lui Iisus Hristos. Îți mulțumesc frumos că ești Dumnezeul care iubește. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul care are un viitor și o speranță. Te rog frumos să vindeci în seara asta.
Te rog pentru acele amintiri care dor. Te rog pentru acele amintiri care sunt îngropate în plăceri ca să nu mai doară. Doamne, le aducem înaintea Ta și Te rugăm frumos să vindeci. Te rog, Tată dragă, în numele Domnului Iisus Hristos, întregește suflete în seara asta. Suflete care sunt rupte de durere. Suflete care au trecut prin traume, prin abuzuri. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta nemărginită. Te chemăm în mijlocul nostru și binecuvântăm puterea Ta și binecuvântăm dragostea Ta pentru noi. Îți mulțumesc frumos că acolo la cruce ai dus mandatul până la capăt. Că ai dreptul asupra ființei noastre, asupra sufletelor noastre, asupra duhurilor noastre și asupra trupurilor noastre. Și binecuvântăm prezența Ta peste noi. Te invităm în viețile noastre. Te chemăm în casele noastre și în bisericile noastre. Te rog, vindecă sufletele. Și Doamne Iisuse, numele Tău să fie veșnic înălțat și binecuvântat, adorat și onorat în mijlocul nostru, în veci de veci. Amin.